Accident în lanț pe o șosea din județul Dolj. Un șofer a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce intră cu mașina în două autoturisme parcate pe marginea drumului. Impactul a fost atât de puternic încât automobilul a fost proiectat pe banda a doua, unde a lovit un alt vehicul care circula regulamentar. Bărbatul în vârstă de 28 de ani a fost transportat la spital pentru o evaluare medicală. L-a fost testat înainte de poliții și avea o alcoolemie de 1,07 la mie. Tânărul este cercetat acum penal pentru vătămare corporală din culpă și pentru că s-a urcat băut la volan. Și acum declarațiile medicilor. Cum vi s-a părut, domnule, acest caz? Deci norocul a fost că am fost pe patrulă în zona aceea. Am văzut apelul, dar eram pe jos și nu eram sigur cât de departe pe bulevard. Norocul meu e că am o firmă atletică și am ajuns destul de bine. Te vede, domnul medic. Da, mulțumesc mult. Am ajuns chiar la timp la situație. Mulțumesc și celor de la poliție pentru cooperare. Dacă nu era mașina sau defibrilatorul la mine, cred că domnul... Nu mai știam cred de că el. Avea șansă. Da, a avut o șansă că... Na, alcoolul l-a ajutat la inimă puțin acolo. Cum, cât de greu vi s-a părut această resuscitare? Să zicem că una a fost ușoară spre medie. Cea mai grea ar fi fost dacă ar fi fost cumva în apă sau persoana respectivă ar fi fost udă. Că atunci oricine putea avea același șoc. Mai periculos era cu apa. Și puteți spune că l-ați vindecat, domnule? De sănătate, cât de mult bea apă, consumă. Și să lase ca alcoolul totodată. Gata, doamne. Vă mulțumesc. Să dăm polițist, ce aveți de zis despre acest caz? Bună seara. Cazul a fost preluat de poliție după scurt timp de la apel. Acesta a fost un caz. Acum i-am dus la secție cum ar trebui. Am auzit că domnul pasager, cel care a fost rănit, a avut o alcoolemie foarte mare. Așa, domnule, deci am auzit că domnul a avut o alcoolemie foarte mare. Cine puteți spune despre asta? Domnul care a avut alcoolemia, din fericire, era pasager. Dacă era șofer, se luau măsurile care trebuiau. Și ce alcoolemie a avut, domnule? În teste spune că a avut 0.010, parcă sau nu mai știu exact. Dar medicul mi-a dat într-un final rezultatul și era 0.08 în sânge, alcoolemie în sânge. Da, domnule, am înțeles. Vă mulțumesc. Bun,